Să vă spun că m-am gândit, venind aici și dorind să-i fac acest portret, care trei categorii de cărți. O categorie formată singură dintr-o carte, dintr-o singură carte. O știți poate cu toții, e cartea care l-a făcut celebru în anii 1997, când a apărut. Istorie și mit în conștiința românească. De ce asta este o categorie în sine? O carte concept? Păi pentru că a redefinit istoria noastră într-un dublu sens. Pe de o parte, a redefinit-o în realitatea ei, adică a luat momentele cheie ale acestei istorii și a arătat cam cum trebuie ele privite, în ce lumină merită să ne uităm la ele sau se cuvine să ne uităm la ele. Și doi, a redefinit discursul despre istorie pornind de la această dezvrăjire a lui. Lucrările care prezintă o a doua categorie, gama mitologiilor în care trăim. Uitați-vă ce frumos fac o constelație împreună și ce gând creator rotund le-a născut. Mitologia în care trăim cu toții, toată omenirea, Europa oricum, dar omenirea toată, în cazul ăsta, a sfârșitului lumii. Civilizațiile noastre, condiția noastră umană e atât de precară, iar felul în care reușim să ne organizăm noi, trăind la oaltă, iată astăzi 7 miliarde, ne face să credem că nu o să mai ducem mult. Că mereu ceva trebuie să se întâmple, că pe coaja asta de pământ stau greu milioane, sute de milioane, sute de sute de milioane de oameni. Și că într-o bună zi, grozăvia asta care se numește condiția pământească, căderea noastră aici, trebuie să aibă un sfârșit. Asta este o mitologie în care trăim de mii și mii de ani. Cartea în care s-a ocupat de mitologia asta se numește Sfârșitul lui. Altă mitologie. Mitologia comunismului. Cartea se numește Mitologia științifică a comunismului. La fel. Povestea e simplă. Oamenii vor să trăiască absolutul pe pământ, paradisul aici. Cu toții aspirăm să fim egali, să fim fericiți, să evoluăm către o condiție angelică, dacă se poate, aici, pe pământ. Nu ne putem împăca cu inegalitățile noastre, care sunt fatale. Și atunci trăim mereu cu mitul că s-ar putea să construim o societate în care totul să fie perfect. La ce nenorocire dă naștere o asemenea mitologie? Cum se poate instala infernul prin intermediul aspirației către paradis? E tema acestei alte cărți. Mitologia naționalismului. Cartea pe care a scris-o domnul Boia, 2 secole de mitologie națională. Și aici trăim cu ideea că organizarea societăților de-a lungul timpurilor, reproiectând din prezent spre trecut, este totdeauna egală cu națiunea. Europa a fost de la bun început o națiune, nu? Fiecare țară de acolo a fost națiune acum 5 secole, 10. Mitul națiunii, care există de fapt națiunea de 2 secole, e reproiectat. Cum s-a născut? Cum s-a produs națiunea mentală? Care e producția fantasmatică a națiunii? În sfârșit, mitul democrației. La fel, credem că democrațiile funcționează, odată inventate, ca motorul unui BMW. Perfect. Un mit în care trăim. România a intrat în democrație. Deci de ce nu ne merge treaba? E undeva, se poate pune mâna pe o democrație perfectă? Toate astea au fost temele lui Lucian Boia în lucrările care prezintă gama mitologiilor în care trăim. Le-a dezvrăjit pe toate. Poate o să ne spunem dânsul mai multe, ca să nu vă plictisesc. În sfârșit, ultima serie de lucrări. Lucrări punctuale dedicate Occidentului. O lucrare dedicată Occidentului însuși. Occidentul, o interpretare istorică.
lucrarea despre Franța, hegemonie și destin, și deplin, pe care v-am pomenit-o deja, pe care am pomenit-o, tragedia Germaniei 1914, nu 18, cum am spus, scuze, 1945, iată, trei istorii pe care știm că le știm cu toții. Și în clipa în care citim cărțile astea, tot ce aveam în mintea noastră se răstoarnă. Vă dau un exemplu plecând de la povestea pe care a scris-o domnul Boia legată de Franța. Ce am simțit citind această carte, ca și tragedia germană? Că operam în imaginea mea despre structura Europei, istorica Europei, cu imaginea de azi. Pentru mine Franța, înainte de a citi cartea lui Lucian Boia, era o țară cu ponderea pe care o are astăzi Franța în contextul continentului european. Am crezut tot timpul că alături de Franța se aflau dintotdeauna țări precum Germania, acum fărâmițată ca atunci, Italia fărâmițată și dar în schimb Imperiul Englez, Imperiul Austro-Maghiar, Ungar, Imperiul Rus, mi se păreau că sunt părțile bine echilibrate ale unui continent care își distribuia puterea, iată, pe patru imperii deodată. Citindu-i cartea, sau pornind de la ideea că Franța a fost ceea ce e azi, o țară printre altele în Europa, alături de Germania, Italia, țările nordice. Și dintr-o dată aflăm, citind cartea aia, că Franța a fost primul imperiu și singurul imperiu care a traversat secolele de la Imperiul Roman încoace, spun vreo prostie, să mă corectați. Că, în orice caz, în secolele 16, 17, 18, exista Franța pe de-o parte și restul Europei. Că puterea ei era uriașă. Că atunci când toate statele s-au coalizat împotriva lui Napoleon și și-au pus armatele la oaltă, dacă au strâns 3/4 din armata napoleoniană. Că Franța avea o populație enorm în raport cu englezii, cu rușii, cu austro-ungarii și mai departe. Și că acest imperiu a făcut legea Europei vreme de secole și că lucrurile n-au arătat așa cum le vedem noi cu ochelarii noștri de azi. Toate astea mă fac să simt nevoia să-i spun lui domnului Boia că nu-l privesc ca prin istorie. Ci ca pe un filozof al istoriei. Ca pe unul care folosește evenimentele, faptele, lecturile istorice, punându-le în slujba câte unei idei. Nu este cercetătorul care reface o imagine pornind de la evenimente concrete, ci este omul care îți demonstrează un lucru la care nu te-ai gândit, folosindu-se de fapte. Nefiind un istoric, ci folosindu-și calitatea de istoric în slujba filozofului istoric, dă seama, în primul rând, practică luciditatea. Pentru că dacă vorbești de filozofie, trebuie să te gândești imediat la un exces de luciditate. Ori un dezvrăjitor, cum l-am numit, e unul care practică în exces luciditatea. În locul mitului, al iluzii, al fantasmei, al utopiei pe care creierele noastre le generează în mod spontan, pentru că suntem ca oameni înclinați să trăim în afectele noastre și în proiecțiile dorințelor noastre și ale aspirațiilor noastre, ale speranțelor noastre. Ca om al lucidității, este evident că el nu face altceva trecând prin sită istoria omenirii sau a Europei, decât să pună în locul acestor fantasme imagini ale realității așa cum ar fi trebuit, de fapt, dacă nu vrem să ne mințim, să o cunoaștem. Cu alte cuvinte, încearcă să pună, să spunem, realitatea adevărată, adevărul în locul unui construct mental. În locul unui construct mental care e totdeauna hrănit afect.